crește numărul de cazuri de hepatită cu origine necunoscută. Aproape 200 de îmbolnăviri au fost raportate până acum în 14 țări din întreaga lume. Japonia și Canada se numără printre statele care au anunțat ultimele că au descoperit astfel de cazuri. Majoritatea celor afectați sunt copiii cu vârste între o lună și 16 ani. Un deces a fost înregistrat, iar 10% dintre bolnavi au avut nevoie de transplantă de ficat. Virusurile obișnuite care provoacă hepatită virală acută, cum ar fi virusurile hepatitei A, B, C, D și E, nu au fost detectate în niciunul dintre aceste cazuri. Hepatitele, în general, pot fi prevăzute dacă respectăm regulile de igienă, scăderea emoției legate de pandemie, ne-a făcut mai puțin prudenți. Înainte nu cumpăram obiecte de la magazin până nu le dezinfectam. Acum aceste precauții s-au estompat și au creat o portiță pentru transmiterea unor patogeni care circulă în natură pe cale fecal-orală. Se contaminează niște alimente din cauza mâinilor sau a apei cu care sunt stropite și ajung la copii. Cheia ar fi să ne spălăm pe mâini și dacă consumăm alimente care nu se prepară termic, să le spălăm foarte bine. Mulțumim pacienți au raportat simptome gastrointestinale, cum ar fi dureri abdominale, diaree și vărsături, precedate de reprezentare cu hepatită acută severă, precum și niveluri crescute de enzime hepatice. Majoritatea cazurilor nu au raportat febră, iar virusurile obișnuite care provoacă hepatită virală acută, cum ar fi virusurile hepatitei A, B, C, D și E, nu au fost detectate în niciunul dintre aceste cazuri potrivit OMS.